Deci ăsta e muzeul consumatorului comunist. La Timișoara. Într-un subsol. Nu știu ăsta ce suflă, dar pare contra țânțarilor sau fum pentru albine. Ce mi-arăți? Album cu colecții de timbri, toată lumea colecta timbri. Dar eu așa picturi vedeam într-o enciclopedie la mine, în bibliotecă. Și duceam băieți și le arătam, uite ce am găsit. Și era așa, mare uimire, cum ai găsit? Ei, dacă eu răscolesc picturi, cam tot așa dimensiune, atâta erotism aveam și noi în URSS. Asta ce fi de reclamă? Aha, și tavanul e ciudat. Făcut până la perioada comunistă. Poate că... Cățel de pluș. Da, am văzut și la noi așa. Bibelouri de ceramic. Masca am și eu. Antigaz. Cineva mi-a dăruit-o. Din URSS. Ce ai găsit? Îmbli la aparate. Aparat de fotografiat. Credem că e de cel sovietic. Dar produsul pare cu șine, cum spuneam anul. Cu ce? Șine. Da, cu șine și cu cărămizi pus în arc. Am văzut și în Italia, așa, pe lângă stațiune Termini. Am stat în 2003. Și așa era podul. O colecție de vinuri. Și Și icoana. capra cu trei. Slănic Moldova. Unde capra cu trei? Van Slavici, aha. Dar unde ce cânta? Ah, xilofon. Ilici Ștefiță. Xilofonul ăsta. Da, Unde puși. îl vezi pe Ilici? Ah, în blat chiar cu ciocănașul. Cutie magică. Și Aveai pică în așa spate. jucării. Arunci un cerc și să nimerească în nebunii. Semne Eu de da. circulație. Iată, semne de astea de circulație ar trebui predate la școală. Doi băieți. Unde vezi, băieți? Am fotografie. Păpușele. Și băieții. Păpușele. Dragulele. Nu părăsiți locul de muncă fără aprobarea șefului direct. La părăsirea locului de muncă opriți utilajul. Ori instalația. Bine, bine. Ioi, și păpuși de culoare. A, ăsta e Ilici, tu l-ai văzut. Credeam că lui Slavici îi zice Ilici. Magazin istoric am și eu. Unul de vârsta mea. Da. Fetiță. Exotic. Fotografii. Nu fi chiar mai vechi decât... Ți-ai minte? Eu era și trotinet atunci. Da, aveam și noi lanterne din astea cu baterie mare. Cam așa era. Și de asta cu contactele oxidate. Aici am fost. Se numere de matriculare străine.
că nu cred că erau românești așa, dar mai știi. Doar și Ceaușescu, trăiesc 23 august, păstrați liniște. Băi, ei aveau liniște și atunci la amiază. De la 3 la 5, acum e de la 1 la 2. Și acolo este anunț. Tot cu liniștea? Uh-huh. Ștobe. Și locomotive și biciclete pe gaz. Pălării. Nebunii cu pălării. Daci și romani. Joc. Asociația cronologică, chinologică. Calendar din anul Revoluției. Aha, aha. Ah, da, sticle de sifon. La noi nu prea se bea sifon, dar aici e disperare. Sticle de lapte, de smântână, de chefir. Sau patine cu rotile. Și asta noi ziceam bardacioc. De ținut cheile la bicicletă. TripAdvisor. Aici, dacă vrei, neapărat poți să cumperi exponate. Un rucsac de 70 de lei. O cană din asta. Din de aproape 50. Am plecat. O, Ceaușescu și poporul. Statut. România. Știi? Ce statutul partidului? Totul e la subsol. Comitet. Ce ai găsit aici? Sobă? E ca și miros. Ah, nice. Ha, ce lustre făcute din viniluri. Și toba atârnă. Sau mai multe tobe. Omul este cel mai prețios capital. Ah. Da. Ne-am sincronizat și am zis da, amândoi. Asta e burjuica. Laițele este. Remember? Care laiț? Care stai tot? Este una, eu și... Da, ia uite ce ferestrău. Ți-a plăcut? Interesant. Orarul e incredibil. Au și de mâncat și de băut. Dacă vreți să petreceți mai mult timp aici, îi găsiți.